Și bine ați revenit la un nou video. Aici este Onyx, ursulețul meu. Așa îi spun eu, ursulețul. Așa. În acest video pot să vă arăt cum ne plimbăm noi. Dar vorbesc mai nașpa, este din cauza că sunt răcită. Da? Asta e. Acum să uitați, să vedeți, o să filmez cum se alintă el. De al mângâi așa pe hodiță, așa la hodiță. Vedeți? Iubitul meu! E foarte iubitor! Foarte deștept! Ok, haideți să luăm leșa. Ia uitați ce se bucură! Șinețul! Imediat! Ok, o să le fi când o să am lesa pusă la el. Uitați ce dita mai animalul e. Ok. Am această zigară de piele la el. Am luat-o de la un magazin pentru animale. Hai! Și lesa este făcută de mine. Sper să se vadă ceva. Câinele ăsta trage foarte rău. Haide! Sper că vezi ceva, că e negru ca noaptea. Hai, Alex. Așa. Hai înapoi. Onyx. După un se vede este foarte rău. Ala din greșa la o lesă lungă, are mai mult de 3 metri. Acum face pipi. Uitați-l, nu-nău. Ce faci, nu-nău? S-a dat la un om. Dar ați văzut? Hai să mergem nicmai acolo. Sare oamenii cu gura pe mine, ne frică de el. Îl vede așa mare. Că de ce ai ieșit cu el pe stradă, ai ieșit în oră, te trage.
Nu mă interesează părerile oamenilor. Eu totul văd de pasiunea mea. Acum spune, o se vede. În Onyx. Și da, o vecină m-a reclamat la poliție. Adică două vecine. Da, una mai de mult. Că tot așa le e frică că le mușcă de hun. Și vă zic eu, cât timp câinii sunt în controlul leselii și lesa este în mâna mea, nu are ce să vă facă. Dar dacă le întâlnitați, normal. Dacă le întâlnit pe cineva, normal astfel. Și mai ales că simte și frica omului. Dacă este frică de el, da. Cam acesta este videoclipul. Sper v-am lămurit. Hai, Onyx. Și o să mai fac două videoclipuri sau trei scurte cu cafeaua mea Sara și bunească Barac. Dar până atunci numai bine. Hai, Onyx.